Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod în care o să vă arăt un tutorial, chestii și na. Da, o să facem un tutorial pe canal deoarece multă lume mă întreabă și pe live, și în comentarii, și pe Skype, cu ce program filmez și fac stream. Nu folosesc acest program numit OBS. OBS-ul acum îl folosesc pentru că n-am cum să filmez cu programul ăla și să-și arăt setările sau să-l și-l arăt și chestii de genul. Deci filmez cu OBS-ul. Și l-am și OBS-ul în caz de ceva, în caz de probleme sau alea. Ok, mă rog, nu contează chestia asta. Deci cu ce program filmez eu, fac live chestii. Programul care mă ajută pe mine cu YouTube-ul este... GeForce Experience. Așa se numește, GeForce Experience. Perfect, practic acest GeForce Experience puteți filma și cu el. Dăm, deci cum intrați aici, vă faceți un cont, eu am aici la OLX69 chestia, aici vă detectează jocurile care le aveți în PC, driverele de la placa video, da, ți să apreciez că dacă vreți să folosiți acest program, trebuie să aveți parcă placa video mai bună de GTX 660, cred că asta e singura cerință, că ăsta e program de la Nvidia, nu e legat de procesor, de Intel, nu e legat de GTX, pur și simplu placa video trebuie. Nu ia multe resurse, deci dacă ai un GTX 660 și îți merge GTA 5 ca lumea, dacă filmezi cu acest program o să-ți meargă tot la fel ca și cum nu ai filmat. Poate 5-6 FPS-uri în minus, aia nu-i nimic. Ok, hai să vedem cum pornim noi, cum filmăm, cum alea. Păi cum ați intrat aici în meniul ăsta, dați frumos pe Share Your Great Gaming Moments, click. Și o să vă apară chestia asta pe ecran. Nu știu dacă voi o vedeți sau nu. Sper că vă apare chestia asta și vouă pe ecran. Așa, dacă vreți să filmați, dați aici pe record click. Aici nu dați start. Nu dați start. Dați customize. Și aici aveți voi setările. Astea setările mele. Sincer, 1080p60 fps-uri bitrate-ul. Îl las la 10 aici. Deoarece pur și simplu nu te ajută cu nimic. Adică te ajută cu claritatea videoului. Adică să nu se vadă în pixeli. Dar programul ăsta e așa de bun încât poți să bagi și la 10. Ați văzut cum se văd videoclipurile mele de bine? Poți să bagi și la 10 aici. Poți să bagi la maxim. Dacă vrei să ai calitate, cine știe ce. Dar o să-ți facă videoclipurile 20 de giga în 20 de minute. Deci nu are nici măcar cel mai mic rost. Eu le las la minim bitrate-ul și mă ajută foarte mult. N-am nicio problemă. Ok. Dacă vreți, puteți să selectați aici un profile high. De exemplu, să vă facă in-game. Adică ce rezoluție are jocul. Medium și low. Deci, practic, astea toate sunt in-game, numai că aici se schimbă asta, dar eu, practic, țin așa și așa. Și astea sunt setările mele de Shadowplay. Save. Broadcast. Cum facem noi live stream? În primul rând, nu putem să dăm aici customize și gata. Nu se face așa. În primul rând, mergem aici la setări și după aia nu-mi conect aici. Dai mă conect. Așa, aici vă conectați cu canalul de YouTube, Twitch, Imgur și Google. Eu o să conecta canalul de YouTube. Da, și cam atâta. După aia dați înapoi, vă duceți aici doar, dați aici și dați start. Sau dați alt și effort. Și vă pornește stream-ul, pur și simplu. Eu cu ăsta fac stream, mi se pare foarte șmecher, sunt foarte mulțumit de el. Acum mă întreabă foarte multă lume ce Windows folosesc. Folosesc Windows 8.1. Se pare un Windows foarte șmecher. Și sincer, merge foarte bine. Adică, pana mea, nu... Îți trebuie și calculator destul de bun, pentru că nu e un Windows optimizat pentru jocuri, dar mi se pare un Windows bine organizat și așa șmecher și design așa șmecher, că dai pe aceea prilateral și se buguiește câteodată, dar nu contează. Deci chestii, are chestii șmechere. Deci dacă aveți un PC decent, puteți să vă băgați Windows 8.1, nu, adică zic unii că nu e bun pentru gaming, nu frate, mie merge perfect totul, n-am avut nicio problemă cu el și de la Windows 8.1 nu o să mă mucam niciodată, o să rămână Windows-ul meu preferat. Acum poate că o să-mi iau când o să apară Windows 12 sau Windows 11 sau chestii de genul. Poate o să-mi iau când o să se învechească, dar Windows 8.1 până nu... Adică vă dați seama, o să apară DirectX-uri noi care nu o să le suporte Windows-ul ăsta. Vă dați seama, adică DirectX 12 sau nu, DirectX 13, că DirectX 12 parcă e, nu mai știu. O să apară DirectX-uri noi la jocul, o să apară panorame noi prostii și nu o să mă... ne mai suporte Windows 8.1, deci da. Și mai avem pe aici settings aici să vă schimbați numele, vă să schimb numele, nu, avatar, hai spunem un avatar ăsta, don. Așa, deci, pana mea, mi se pare foarte șmecher programul ăsta, adică se updatează cam zilnic, aici aveți game optimization, uitați aici, îți trebuie Pentium, GeForce, și 400, uite, aparent GeForce 700, 600, 500, 400.
Păi te lasă și cu 400, s-au updatat. 2 GB de RAM, asta e game optimization, mă. La GameStream, să v-am zis, îți trebuie GTX, uite, 600. Vedeți, GTX 600 îți trebuie. Păi și ce mai avem pe aici? Virtual Reality, GeForce GTX 970, mă. Or Higer, băi, ești nebun, ce trecu? Eu le-am pe toate, adică, pana mea, dar... Totuși. Ok, mă rog. Păi cam atâta, fraților, v-am arătat tot ce trebuie. Aici, instant replay, nu știu ce pizda, mă, să nu umblu la ele. Și astea două umblu eu la ele. Când fac live pe YouTube, dau aici, dau start. Bine, costul mai face setările. La fel și cu bitrate. Eu las la mijloc, pentru că la live se vede nasol dacă îl dai la minim. În videouri se vede la fel, dar în live se vede nasol, așa că vă recomand să-l lăsați la 5, să se vadă live-urile ca. Dacă aveți calitate, dacă vreți calitate mai mare, adică de aia gigantică a lui Rafael sau PewDiePie sau alea, și aveți net bun, dați și voi pe la 7, 7 și dacă dați la 9 o să vă meargă ca dracu dacă nu aveți net de 1 giga pe secundă. Eu am de 1 giga pe secundă, dar totuși îmi place să-l țin la 5, la pana mea, cum vreți voi, nu știu, părerea voastră, vă lăsați cum vreți voi, eu mi-l las așa, setările mele. Galerie aici, nu știu ce, aici se salvează ce filmezi, ia uitați că urmează episod băieții de 21 de minute, să știți voi și voi că urmează episod. Upload, pot să-i dau upload direct din Shadow, deci nebun, da, aici GTA San Andreas, o să urmeze episod, da, băieții. Și da, cam atâta cu GeForce Experience-ul acesta, sincer, e un program foarte șmecher. Îți trebuie, de adevăr, și calculator, nu toată lumea are GTX 600, mă gândesc că, pana mea, nu știu. Bine, poate aveți, nu știu, nu chiar nu știu ce placă video, dar, na, dar de fapt și cu GTA, ba nu, aici la GameStream, da, trebuie, sau vedeți că nici eu nu prea, nu, îndeplinesc, asta mi-și arată bulin, nu știu, trebuia să-mi arate ok, habar nu am, nu cred că o îndeplinesc, habar nu am, nu știu ce router, dar știu că netul, dacă mă uit aici și aici, scrie 1 giga pe secundă, deci, para mea, nu știu, uitați-vă și voi oricum, nu prea contează chestiile astea, contează și dacă aveți 100 de mega pe secundă, tot merge să faceți live stream, calitate mai slabă, cam cum o am eu, cam cum o am eu, setarea de 5 de la mega pe secundă, mă rog, nu contează. Sper că v-a plăcut acest episod și acest tutorial, dacă mai aveți alte tutoriale sau chestii, tutoriale abar, nu am, orice vreți voi să vă explic, și ce fac eu în episod, că acum nu o să mă întrebați ce piese are un Ferrari, căcaturi de alea, nu frate, mă întrebați chestii despre ce vedeți în videoclipuri sau ce sunteți voi așa, nu știu ce, și para mea. Ne vedem data viitoare. Bye bye.